Salutare, prieteni, eu sunt Florin și sunt alături de Emi. Colocaust sau Emi? Emi, mai ușor Emi, mai ușor de ținut minte. Suntem în episodul 8 din Poundcraft, mă rog, 8-ul parcă era, nu? Da, 8-ul este, presupun. În fine, noi facem un mic review la 1.4.2, o nouă versiune care m-a atras mai mult decât cealaltă. Așa, și așa, în... zi. Spuneam telespectatorilor să nu se sperie, fiindcă suntem într-un village aici ca să ne fie tutorialul mai ușor. De obicei, la versiunea 1.4.2, morcovii și cartofii găsiți în satele făcute de villageri, ca să zic așa. Altfel nu-i găsiți. Aveți de căutat, oricum. Să înțeleg că și după aia înmulțiți. Da, îi fur și după aia înmulțește. Vii, furi, plantezi, că îți dă mai mulți când culegi, plantezi înapoi ca villagerii să-și continui treaba și când vine un alt jucător să poată să... Înțeleg. Să poată să mai găsească altceva, că altfel villagerii nu mai plantează. Înțeleg. Eu vreau să zic, mă rog, să fac un anunț, seria, începând cu episodul 9, o să începem de la 0. E mai bine de ce cu serverul, ceva de genul. Explică tu. Da, noi am început cu serverul ăsta de la 0, i-am dat wipe, adică l-am șters tot și l-am început de la 0. Fiindcă 1.4.2 are câteva chestii în plus și trebuia regenerată toată harta. De exemplu, în zonele de swamp găsiți vrăjitoare. În Nether găsiți mai nou scheletoni negri care vă dau anumite chestii. Rasistule. Așa, ce mai sunt? Oricum, sunt multe chestii noi. De exemplu, dacă nu refăceam harta, satele de villageri nu aveau morcovi și cartofi și așa mai departe. A, deci ăștia sunt cartofi, nu? Dar vezi că se vede, cei cu ăștia sunt cartofi și cei cu verde, care pe undeva pe aici morcovi. Sunt morcovi. Uite aici. Aha. Uite aici, morcovi. Vrem morcovi. Morcovi. Îmi place mie puraș. Uite-l și pe Oscar. Poți să iau un morcov. Poți să iau un morcov. Morcov. Vreau să mă fac mare. Așa. Aici în spatele căsuței ăstea. Hai să ne apucăm să ne facem și noi căsuța noastră. Că o să vină seara și nu o să avem unde să ne adăpostim. Okay, mă duc să aduc lemn. Tu să apă cât eu pătrățic în jos. Ok, cât de mult? Cât crezi tu? Vezi și tu că am pus, am cumpărat terenul pentru facțiune. Care a intrat acum, te rog frumos să părăsești canalul? Da. Și eu vreau să știu. Mă rog, așa, uite, am găsit și sugar cane. Flow, frate, fii antenă, în partea asta la altă flow, ești nebun? Alo, aici nu flow. Și nașpa. Okay, uite, am găsit brăduți, o să plantăm brăduți. Asta, și dar văd că nu mi-i dă. Nu mi-i dă, vreau brăduți. Uite, chestii noi, brăduți, n-am văzut până acum. Dar presupun că trebuie să-i tai cu foarfeca. Cu foarfeca? Da, pentru că așa trebuie să tai și iarba ca să-ți ideam. Ah, okay. Uite, a intrat și uite-l și pe Pilifo, cred că el a intrat pe TeamSpeak aici. Da. Acum atace, că ne-a auzit. Da, ne ascultă, vrea să vadă cum ne descurcăm. Da. Ce șmecher poate să fie. Lupul păcălit de vulpe. Sau ursul. Era. Salutare și bine v-am găsit, dragii mei. Bă, hai, că ai rămas fără idei. Ce intri așa? Da, intri așa ca hot, fără să anunț. Bă, vezi că vin și eu, mă prezint și eu aici. Salutare la toată lumea, sunt Pilifo. Nu te cred. Buletinul. Ok, ia uitați ce tare, cum se văd capacitatea de aici. Dacă colocau, să vezi? Da, s-au schimbat texturile, apropo, s-au adăugat item-uri o grămadă, s-au schimbat toate sound-urile. Foarte, foarte interesant. Deci la ce versiune jucăm acum? 1.4.2. 4.2, nu? Da. Deci dacă mai zici o dată foarte, foarte sens că te plăsnesc. Iar am zis foarte? Da.
Ok, nu mai zic foarte, dar acum e foarte, foarte, Bine, foarte Pilefo, tare. dacă ești lângă mine, strânge și tu lemn, că avem nevoie să reconstruim casa. Ok, hai cu mine să par cu papa. Ok, dar am un topor din lemn, din piatră. Elifo. Da. Ți-am săpat groapa. Adică ți-ai săpată singur? Nu, ți-am săpat groapa. Da, mă mulțumesc. Nu știi, Deci, nu știi proverbul ăla. Cine nu. săpă groapa altuia, pică pilifonia. Așa, unde sunteți? În tot jungla. Ne-am dezactivat vremea. De ce ai Că aș lag? sesim la 2 FPS-uri. Așa, mă, unde sunteți, mă? Deci În pădurea cu alunii. nu jucați Minecraft dacă nu aveți cel puțin 2 GB de RAM. Care 4? Păi el are 2. Păi da, el folosește un laptop. Păi da, dar tot 2 GB de RAM Așa, are. și-a revenit. Foarte bine. Așa, Pilifo, tu aruncă de sus că eu colecționez. Hai, dă încoa, dă încoa, bagă la mine, bagă la mine. Așa, așa, mai dă, mai dă. Cine avei pe mine? Șeful tău. Dispar-mă de aici, cap sec. Nu vreau. Uite, vezi, eu spar cu mult mai repede ca tine. Florine, dă-i de unde aici. Nu. Așa, am găsit, Pilifo, să te anunțăm și pe tine, un sătuc. Ne-am luat pământul pentru facțiune. Hai, ne ajunge lemnul deocamdată, haideți înapoi. Ok. Ia să încerc să tu cazi găsit. De fapt, dați slash F home. Eu nu am. Bai, că ești în facțiune cu Ender. A, ăsta de aici, căsuța asta de aici? Mamă, Enderman, doi chiar. Unde ne Da. faci în casa, mă, că unde ți-ai făcut tu acolo sunt numai Enderman? Unde? Acolo, aoi, Păi, de capul meu. știți din ce cauză să nu mai Enderman? De da, ia zi. Păi ideea proastă, voi v-ați făcut în deșert, casă, unde în deșert se spawnează cei mai mulți mobi. Da, nu știam. Ideea e că noi am făcut aici, că avem Ok, sătucul ăsta. hai să-ți explic în toată lumea. Deci în deșert și în junglă se spawnează cei mai mulți mobi. Deci ne facem casa sub apă. Da. Da. Uite, asta e casa asta? Ce e asta? Nu, 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 imediat îți arăt unde facem casa, stai Dar așa să ce e bag asta? creeper-ul ăsta. Ce, groapa aia? Nu, Moftică. casa asta, cu e casa asta aici? Ăsta e din sătuc, mă. Păi nu, asta de aici? Nu Ah. știu unde ești. Ah, nu, e alu Supercalu. Da, e al lui Supercalu, De care super e care a fost... calul are un design la casă de mă E atrage uimită. începător, ne-a și anunțat. Și are și numele Supercalu. Asta, tare, îl Și din punem pe Republica Moldova. E, asta nu prea contează. Da, știu. Dar are puștanul doar 13 ani și E bine, dacă îi place Minecraft. Ok, și aici ne facem și noi? aici ne facem noi. Am Ok. auzit un Enderman lângă mine și cred că stau cu capul în jos să nu mă vadă. Da, dar poate să te vadă, dacă te ții în ochii lui nu-ți face nimic. Măi, dar ziceați că Da. în junglă se spawnează mai mulți Nu, mobi. stop, 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 stop. În colțul nu, pune de asta, vom pune direct. Bubuie, am bubuit. Ei, tu, creeper-ul mătii. I-am luat lemnul lui Colocaust. Am revenit. Sper că n-ați făcut tot Oh, Enderman. lemnul. Lasă-i. Nu te uita la el. Nu fugi de el. De ce fugi? Nu, eu nu fug, eu vreau să verific până unde am cumpărat teritoriul. Ok, și când facem ferma, nu vă va ridicați cu dita mai fermele. Da, ideea e cam să folosesc ferma celor de aici din sat. Of, ce mă disperă că nu pot să mă uit în lateral din cauza lui catalogului. Da, stai așa. Hai să ne facem aici jos undeva o mină. Florin, hai noi doi să minăm. Stai, nu, nu, auzi? Nu începem de aici, a? Noi intrăm înăuntru? Vrei să faceți direct din gaură? Da. Da, să intrăm cumva să facem o intrare înăuntru, așa Uite așa, frumos. stai că ți arăt eu cum Ok. facem. Uite așa de două. Hai, tu iei dreapta, eu iau stânga, hai. Dar o să cadă tot, Florin. Stai că nu merge bine. Florin. Florin, Facem un nisip, da. trebuie să mai coborăm, uite, hai să facem de aici scări, așa. Ok, nu ați adus suficient lemn ca să poți să fac asta. Mai aveți lemn? Nu. Eu. Am eu 32 de bucăți. Ok, Deci nu... Elifa. Nu mă fac nici măcar jumătate din casă. Dar nu te supăra că te întreb, nu ai lăsat și tu o intrare în casa asta? Nu, din păcate, uite ce am făcut acum. Ideea e că nu trebuie să ne întindem prea mult, că vreau să fac, să cuprind exact Au, au, au. 1-4-2-ul. Așa.
Așa că trebuie să cățem ar cale în bota. Mese. Hai, hai după lemn. Mă, ce caut scheletonul ăla noi? Îl bat eu. Caută scheletonul ăla, dacă ai ști ce e în village. Lasă-i ăia din village, nu avem treabă. Hai să vedem cum mergem. Hai, o leacă în pădurii cu mine. Dori, unde ești? Sau mai ai lemn? Mai ai lemn? La cine s-a uitat? La nimeni. Filifo? La mine? Sau 10 valgă legii, da. Se aude... Nu știu cum se explică ce. Cu păi... Cu ecou, parcă ești în gară. Da, da. N-am nimic a deschis și... Așa, ok. Sunt pe căști. Nu, se auzea gălăgie din cameră, casă. Sunt singur în toată casa? Oh. Înțeleg. Ok, mai trebuie mult lemn. Voi n-ați adus... Ok, ia, am niște morcovi, pot mânca? Da. Vai, cât de tare. Să duc lemn. Pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Trăcii neagră. Ai văzut că dacă m-a atacat pe mine și ai dat un el, te atacă pe tine. Ce faci tu, faci pe proiectul? Hai, tu dai din spate, îl prostim. Hai. Uai, care a bubuit în halul ăsta? Nu știu de o bubuit. Nu mă interesează. Nu, pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Mamă, ce fel s-aude. Da, ce fel îi s-aud piciorușile, ai auzit? S-aude, nu aude. Taci mă, lasă, eu sunt moldovean și așa m-am născut. Mai pus, păi, mi-ai spus să te corectez când te auzi. E bun, dar nu mă deranjez că mă corectez, dar am zis așa că e bine. Filifo, unde dracu ești? Sunt în junglă, tai un pic de lemn, pentru că ați adus foarte puțin. Pe asta vreau să mergem și noi, dar noi ne batem pe ele cu mobi. A, eu dați de dor pe W și fugiți și nu vă ajunge niciunul. Ba așa. Da, pe aia în jurnii te ajung. Nu, așa am fugit și am ajuns direct în copac. Enderman, Enderman, capul jos, capul la pământ, capul la pământ. L-am văzut. Fugi în junglă. Fugi în junglă. Okay. Bă, nu, merge de două... A, apropo, o tastă nouă pentru versiunea asta, F7 pentru refresh rate-ul la FPS-uri. Foarte interesant. Ok, ați spus cam tot ce e despre noua versiune, ce am adus în plus, ce... Nu toate, am spus așa în general despre mobi. Deci am resetat toată harta, că Nether-ul are o grămadă de mobi noi, swamp zone-ul, unde ești mă pe aia jos? Swamp zone-ul are vrăjitoare și trebuia să se genereze casa vrăjitoarelor, da. Chestii de genul ăsta, să se regenereze toate satele cu villageri ca să avem morcovi și cartofi. În esență am zis cam tot, am zis și că o să începem sezonul 2. Nu, eu zic să continuăm tot așa, numai că o să facem un episod și începem de la zero. Special. Nu, chiar ăsta e episodul mai degrabă. Cam continuat, ăsta e episodul meu. Ok, din păcate mi s-a spart toporul, dar asta e. E, lasă. Dă-i cu mâna cum dăm și noi. Nu te-ai născut cu toporul în mână. Dar de ce nu, de ce n-avem topor? Pentru că n-am făcut craft. A, apropo, vezi că este în sătuc un craft table. Și da, nu? Da, nu e, nu, în casă, nu? Da. Da, într-o căsuță de acolo. Da, e al villager-ul. Și putem să-l folosim? Normal. Nu cred că se supără vreun sătean. Nu, dacă găseam un fornezel aici în... știu, am auzit, era foarte fain. Eram cel mai fericit, îmi crea anumite arme automate. Villager-ul. Bine, acum te gândi că îți face ce vrei tu la comandă. Face ce ai el chef. Da. Sunt curios dacă prindem în episodul ăsta, de fapt, dacă găsim în episodul ăsta niște câteva bug-uri. Sau vrăjitoare. La Minecraft. Să-mi fim primii care găsesc bug-uri? Da, am fi bestiali. Sau dacă am găsit... Bine, primul da, bug... o casă de vrăjitoare, în schimb. Primul bug e Florin. Nu, primul bug e ăla când se aude TeamSpeak-ul că spune a user join your channel. Da, exact, cum a făcut Filifo. Da. User join your channel. Știi, măcar dacă n-ar fi știut că filmăm. Bă, da, știam. Dar cum? Voi nu mă primești pe bine aici? Nu. Te-am chemat și nu ai vrut să vii. Și pe vezi...
Vezi ce fac femeile din om, nu lasă să vină la... De ce femei te fac eu? Au, Bă, tu ai au, scos au, sub mini. au, Bă, cinătă băi, rău, mă. mă atacă doi zambalei, au, Mor, sper să El mor. o tăiat lemnul de sub mini și nu știam de ce cad în gol. Am crezut că ești mai sus, mă. Eu sap mai repede ca tine, mă. Te-am zis că sunt Ah, mai Chuck Norris ca tine. Apropo, Pilifo, da. este tipul ăla din Germania care intră la noi. Ia-ți alea două din subtini. Lasă-le As astea. ascult. Tipul ăla, Josh, din Germania și mai este Da. unul, Kim, nu știu cum. Tot din Germania, Nu știu dacă e din Germania. Le place că am schimbat versiunea sau ca și ei să joace. Sunt foarte bucuros că avem străini pe server. chiar și eu mă bucur, știi? Eu nu mă bucur. Românașii noștri sunt un pic cam ciudății. Nu Dar toți, nu bă, toți, nu toți, majoritatea. Nu, bărbați am zis florini. majoritatea, Eu mai am jumătate de inimă. da. Dacă am căzut, Am mai probabil că făcut noi m-am... și în alte episoade când am intrat, îmi dai admit, nu, și de pe server. Da. E, la puștanii, l-aș da două prin gură. E, Nu înțelege unde și tu, majoritatea jucătorilor sunt copii. Bă, trebuie să mă apuc să sparg lemnul cu shift-ul, că mai am jumătate de viață. Jumătate de inimioară. Mâncați carne stricată, că mănânc și eu. N-am nimic, ochii de paianjen, dacă vrei să Da, câte linii mai ai de viață? mănânc. Jumătate de linii de viață am. A, dacă aveai aproape jumătate de viață, puteai mânca un loc de păianjen și îți creștea viața lor, dar ți lua din inimioare, vă, 6, 4 sau 6 inimioare, nu știu câți ia. Ah, wow, ce tare. Nu mă risc. E ca un poujă, știi? Da, dar ideea e că am înțeles că poți să le faci cu sugar, cu zahăr, Ce? cu ochii și nu A, mai sunt da? otrăvitori. Foarte Da, era tare. și la 1.3.2, era așa. Uite, eu chiar nu știam despre această chestie. E, oricum, Emi zicea ceva înainte să începem de ceva wiki. Da, vreau să încerc să caut toate chestiile noi. Să Care nu le-am găsim. des... Da, și să fac eu niște imagini, să fac un mini wiki la noi pe Minecraft în Bounty.ro Da, foarte pentru tare. tot și pentru engleză și pentru limba română. Foarte tare. Vezi că din nou există două ori foarte. Băi, mă lăsați-mă că zic foarte, 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 foarte. Mi se face rău. Foarte, 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 foarte daun. Bă, ce nașpa să craftezi? Hai, De fapt, Emi, mai bine dai zis, minte de grifezi cu aici. mâna. Cum adică să craftez cu mâna, că nu înțeleg. Te grifezi. A, să grifezi, am să craftezi. Am zis prima oară craftez, într-adevăr. A, deci nu sunt ceasul. Ia zi, Ai mi-a dat fost mâna pe la tine. jumătate. Mă, tu ce ți-ai băgat acolo, mă, speed? Să fii rușine. Să nu spargi nimic de sub mine, că te sparg eu pe tine. Iar să Mai am aud. jumătate de viață. Iar să aud. Da, iar să aud. Nu e de la Un mine. ecou. Nu, e de la tine, se aude un ecou. Ca și când ești Acum îmbrăcat latră în niște alb. câini. Ah, am geamul deschis, imediat închid geamul. Auzi, Emi? Oho. Emi? Da. Tocmai o confirma pe Nico că stă în gara de nord. Gata, se mai aude? Nu. Nu se mai aude. Mamă, nu știam că dacă deschizi geamul se aude așa. Știi? Tocmai ai confirmat că stai în gara de nord. Mă, mi-a dat out of memory, fii antenă. Prima oară la Minecraft așa ceva. Dacă intru înapoi. Filipo, hai că vin cu lemnul la tine. Same nick, it's already connected. Da, tu n-ai căzut. Ce tare. Arată că ai cum se spune, nu mai ești conectat. Dar totuși ești în chat aici. Ok, îți fac lemne pe zi. Nu, 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 nu,
list sau... O, minimal. Dacă vrei cele mai mici. Uite, Florin, aici va fi masa de... De lucru. Ok, dă-mi voie două secunde. Gata. Ai și acolo un chest. Ok. Poți spune? Am revenit. You don't have belief or permission to use permission, pardon. Tras, cum te cheamă? Florin. Florin. Ce ai făcut cu lopata? Nu, nu. Am pus direct un chest. Și că zici dau trust și pe tine te cheamă? Dar nu trebuia să fii chestul facțiunii? Habar n-am. Ia nu-i dat trust.
Am dat, și ție și lui. Stați că eu fac o ușiță. Ce stai privat? Din câte știu eu. Da, normal, da. Cum se făcea? Care-i pus lemnul ăsta aici, îl sparg? Da, crede. Îmi iau câteva lemne să fac câteva da, unete. Dați-mi un pic afară din casa asta, bă. Vale. Cine dai afară, mă? Pe Oscar. Care dă tot. Apropo, mai nou la versiunea nouă puteți să ia, vale, mă. Butoane din lemn. Foarte interesant. Băi, care ai pus ușa? Eu. Păi de ce? Eu vreau să fac ușa acum. Aia, tot mai am făcut-o. Să nu mai intre Oscar. Iată unde am pus chestul, mi-a creat automat Grief Prevention, adică să nu mai spargă nimeni. Ia, Florine! Vezi că poate să-l spargă. Nu, aici nu poate. Uite, spargi de cubul ăsta de aici, Florine. Care? Ăsta de aici. Care? Deci. Eu pot să-l sparg. Ia, spargi. V-am dat asta, am uitat, scuze. Vedeți că am pus asta. Vedeți dacă merge să-l folosesc. Uite. Merge, am văzut. Ești acolo. Ce, da? Ce? Butonul? Da. Merge. De ce am avea o ușă cu buton? Buton cu dilem, ca să fie nou, să vadă toată lumea cum se fac butoanele din lemn. Ai grijă, în spate tot creeper. Fugi, lasă. Hai, nu da așa în el, bă. Gata, mă, l-am omorât, mă. Hai, mă. M-am aventurat și am câștigat. Hai să ne mă duc să... Emis. Stai puțin să iau ceva din grădină de aici, că mi-e foame rău. Hai că vin și eu. După aia să ne facem două... Amana. Și mie este un pic de foame, să faceți o de mâncare. Două târle, coapre ca să... Vedeți că dacă tot luăm de la ei de aici, plantăm înapoi. Da, plantăți înapoi, nu le stricați... Ia tot și plantăm înapoi. Ok. Da, okay. Dar chiar atât, îți dă mai mult? Și... Da, îți dă câte două. Și zic să... Și la fel și la cartofi? Zic să ne facem și noi la fel ca ei ferma de mâncare. Da, ne facem, dar stai puțin să mănânc și eu chiar dacă... adăugat nou. În... Mă, ce mă enervează lagul ăsta? Auzi, ăsta, fii atent ce mi-a ieșit pe gură. Am spart alea și acum, de bea acum mi-a dat din chest înapoi ce aveam. Da. 5 FPS-uri, ce fain. Eu? Da, se aude chiar dacă ai închis geamul, te auzim cu eco. Eco. Nu, acum nu, sunt momente în care te auzi ca și când ai fi în gară. Dar nici nu vorbesc. Când vorbești, se aude și dacă taci, de fapt, se aude. Ok, hai că am cules cartofi. Stai să încerc să văd de unde, dau mai încet. Options... Ah, lol, cartofii, îi poți mânca. Da, poți să-i mănânci, dar e mai bine să facem cartofi prăjiți. De fapt, copți. Copți, da. Ok, hai că eu bag și... Ok, mă mai aud? Ai era? Nu, acum e bine. Nu chiar. Ok, asta e. Ai cules cartofii? Da, ei bag. Hai că mă duc să culeg și niște grâu. Facem niște cartofi prăjiți cu pâine. Ok, hai că eu fac niște unelte din lemn, ce drept. Dar e niște piatră, n-ai găsit niște piatră? Nu. Ok. Trebuie să caut neapărat, să spun jucătorilor cum să faci pământul sănătos, așa se numește. Când treci prin el să nu se mai strice. Și cum îl faci? Nu știu, am văzut într-un tutorial și am să mă interesez și am să vă arăt. Auzi? Da. Au. Unde aș putea găsi și eu pe aici prin zona piatră? N-ați văzut niciunul? Ba da, dar stai puțin că mă duc eu să aduc. Sapă în jos. Mă apuc acum să sap în jos. De ce ai înfrăgne? A, lol, ce repede a fost cum o... A, apropo, avem un bug la server. După ce iese un jucător, nu se salvează ce are el în inventarul lui, trebuie să pună neapărat în chest. Eu să-l refac ăsta până mâine cel târziu. Te-ai descurci tu. Ești băia mare. Păi, da. Unde ai pus lemnul, Florile? Lemnul în chest. Am pus eu în chest.
Nu, Vă aștept pe meu în ieși chest. și la locul el, auzi. Poftim. Mulțumesc. Tot ce era altă dată, nu mai cere. O să mai ce? Da, mă duc să caut niște... Of, cum se zice? Niște piatră. Nu pot să-mi fac Da, sapă-mă sub tine. Nu m-apuc acum să sap sub mine în nisip. Faci mine imediat, ai răbdare. A, păi Nu atunci te am fac... grăbiști tu camerea asta la pat. Da. Facem... Sau ca fata mare l-a măritat. Da. Ele fata mai mică. Da, nu te prins. Care e faza Ba, cu s-o fata mare? prins. S-o prins, dar face pe prost. Păi, dar folosiți un limbaj decent, vă rog frumos. Ok, bine, acum Eu sper n-am să... spus nimic, n-am spus Sper nimic, să nu se sunt mic, supere... n-am spus nimic. Sper să nu se supere Bachena pe mine, dar face pe Bachena. Ia așteptăm comentariile noastre pe canalul nostru de YouTube. Mă rog, A, YouTube. apropo, am făcut rost de fapt de câțiva subscriberi străini. Chiar dacă nu Poate. înțeleg nimic, a zis că ne ajută. Știi? Poate. Dau subscribe. Le-am dat link-ul de la show. Poate tare, dar poate pe viitor să faceți și în engleză. Nu, neapărat. Nu-i nevoie să faci neapărat în engleză. De ce? Pentru că pe YouTube ai opțiunea să pui subtitrări. Ia Da. uzi. Cine Da. știe, cunoaște. E mai șmecherie așa. Da. Și faza e că poți să pui în mai multe limbi. Ok, și traduce frumos sau traduce... Păi nu, el... Subtitrarea ți-o pui tu? Subtitrarea o pui tu, o faci în format SRT sau sub și o uploadezi pe YouTube. Oh, foarte interesant. Da. Dar văd că villagerii nu prea au grijă de recoltele lor. Sau iarăși, dacă nu am putea face noi cu un player direct pe minecraft.pointim.ro. Dar toată faza este să facă cineva subtitrări. Arta-s. Da, bine. Da. El e singurul care știe excepțional engleză. Și eu m-aș descurca să traduc. Faza mai nasoală e că nu am răbdare să le traduc. Adică ești pe un cuvânt ești praf. Nu, sunt Am lazy. zis. Da. E lazy man. Da. Știi melodia lui Bruno Mars, nu? Lazy sunt. Da. Bă, dar ești al nostru cu toate astea. Nu? Zic, cu toate astea ești al nostru. Păi da. Să nu uităm cine filmează, te rog frumos. A, iar a venit calul. Iar a venit calul. Eu ce bani îi dau tura asta? I-am dat kill data trecută și am luat tot. Ce-a făcut? Am vrut să-i dau plăcintă lui Florin înainte de Cineva v-a filmare. plăcit, Da. Și nu vrut să o dea înapoi și zicea, mai și mințea, zicea că e, o fost că ne putem piele spune. de creeper, auzi, de zombie. A, mă, și voi la o plăcintă v-ați spărat pe el. Nu că ne-a luat plăcinta. La plăcintă înainte, la război înapoi. Așa, am găsit și un cartof otrăvit, se numește, îl găsiți Ia în uite, uite și eu. chest. Ăla din colț în dreapta. Și cu cine aș de cartoful Mashed otrăvit? potato, da. Cu nimic, deocamdată nu știu, nu prea am găsit nimic Cred că s-ar despre putea să itemele faci noi. poțiuni cu el. Da, lol, asta Da, intrăm noi în apropo, trebuie casă. să anunț poțiuni, da, dar nu pot să fac nimic la mine în casă. Da, ieși. Poțiunile din morcov Da. te ajută foarte mult prin simplu fapt că poți să faci poțiuni de invizibilitate. Așa, și de mai una de Mai sunt poțiuni. Care poțiune, mă? Tu ce vrei să spui? Zi tu. a doua care am făcut-o noi, că am testat-o. Cum îi spune? Pleacă de aici, lasă în cartofi. Ai auzit? Te bat. Le-am testat azi în Nether. Am uitat cum îi spune. Pilifo, Da, te ascult. vino și reparați casa. Adică, mă rog, vino și fă-ți casa, că ți-a Păi. căzut dreapta. Poftim. Ia Tu ai aici. spate? Nu, era aici când am venit eu. Da, nu mai întrebte. Bă, da, eu mor de foame, îmi dai și mie ceva de mâncare? În chest, Nu în frate, am chest. adus cartofi, am adus tot ce vrei Păi tu. cartofii nu-i poți mânca așa. Măi, dar ce Ba, tot... poți să-i mănânci așa. Dar nu-ți dă Bă, ce viață. caută asta aici, mă? Nu știu Trebuie ce vrei să-i să mă îngrijești. enerveze. Bă, care tăiem noi, mă? E un păianjen aici, am... Dau eu mortal acum. Așa, Filipo, stai în casă și mănâncă. Că tu ai foame. Am mâncat doi morcovi. Ok, să
Să continui. Am uitat. Nu putem face nimic să nu mai apese asta pe telefonul nostru. Bă, da, uite asta. A, nu pot să-l bat, că noi suntem peaceful. Da. Geniile. Care mă ne-a pus, mă, facția pe peaceful? Eu am pus-o pe peaceful ca să nu pot să... Că altfel nu puteam să pun chestia aia cu explosion. Băi, au, haide să mergem să minăm. Hai că mi-am făcut rost, acum merg să minez. Păi, bine că ți-ai făcut unelte. Mi-am făcut din lemn, nu mi-am făcut din altceva. Din lemn, din lemn, dar bine că ți-ai făcut. Vrea și el, mă, asta zicea că se zice, să zică. Nu am offline? Da, da. Păi, da, dacă... Da, fă-ți unelte din 3 lemne. Ok, offline, filmează un pic casa, cum arată momentan. Arată bine, dar... Dar nu-mi place. Arată, că nici 10 casa nu-i făcută. Nu, nu-mi place cum o să arate la final. De ce? Hai să găsim coal repede, că nu avem lumină în mine. De-aia am spus și eu, Bilifo, ai lemn? Lemn, da. Fă și mie, te rog, două târne, copuri, târne, coape, că nici nu știu. Imediat, vii imediat. Fugi! Ce, lasă-mă când rezolv eu, mă, uite-te și tu, mă. Ah, da, chiar, cine vrea o lopată de... Eu. De piatră și un târne copi piatră? Eu. Acum vin cu piatră imediat. Oh. Ah, găsi-te deja. Vezi, ai grijă când ești, dacă ești în gaura aia mare de acolo, sunt 3 creeper care te așteaptă. Bă, nu mă speria că-mi iau sabia și plec la atac. Nu, sunt 3 creeper. Da, că duc eu piatra. Hai, dar mai sapă și tu în colecționare. Du-te dreapta și sapă și tu. Și sapă așa, în tip scară, cum am făcut eu. Așa, în tip scară, cu mâna. Cum adică cu mâna? Stai că mă duc. Dar unde ți-i târnă copul? Păi n-am târnă copul. Nu știi că ți face pilifo? Păi, dacă stai după pilifo... Bine, mă, deci trebuie... că l-am deja făcut. Fii atent, deci trebuie să coborâm până la 12, 13 și noi suntem la 56, frate. Dar nu neapărat să cobori acum, mă, momentan. Dar trebuie să găsesc coal și nu găsesc. Dar coal nu găsești la nivelul ăla. Ba, am găsit și la nivelul ăla, fiindcă am găsit mai mult decât... Dar... Un paianjen după casă ne așteaptă? Am făcut un screenshot fără să vreau. Lăi, ne-ți deja ajută, nu treci. Ce? Deci ajută. Opa. Pe cine? Pe tine. Amy. Am rezolvat, am sabi. Haide puțin până în mine, te rog frumos. Stai puțin, da. Să iau... 3 lemni, cred că mi-ajung perfect. Cine e lângă mine aici? Eu. Dau două palme, mă și spăgheat. Fac un turnăcop de fier. M-am spăgat, nu știu cine e din spatele meu. I-am bau, bau. Ceva șmecher aici. Hai că acum vin. Și vezi, grijă cu pașii, grijă cum cobori. Închide pirifă ușa după tine, că ți-o-i dau o sapă la urechi. Adică grijă cum cobor. Ai găsit lavă. Mamă, mamă. Ui, shift-ul, shift-ul, shift-ul. Băi, cât a cave-ul aici. Privește partea da. Bună, ne ajută să ajungem la 12-13 mai repede. Da, ajungem noi la 12-13, dar cum ajungem acolo? Păi uite, văd eu acolo, auzi? Fii atent. Cât trebuie să sap așa? Nu-mi dau seama, fii atent, Emi. Ca să nu spui că sunt bulangiu, fii atent că mă sacrific. Păi, dar stai un pic, cum ești bulangiu? Bine, mă, tași puțin, am zis. Fii atent, vezi când ți-arunc ce am eu, Emi. Stai puțin, nu sări, stai. Stai, mă! Stai că săp aici și mergem și înconjurăm, țineți-le acolo, numai aia arunca la mine. Poți să sar liniștit. Băi, sări deja? Da. Au, ce săgeat în dinți mi-a luat. Vezi cum sar că e apa aici. Te aglicazi în apă, nu o să pățești nimic. Nu înțelegi că eu sap. Am văzut, nu? Am auzit, nu că am văzut. Emi, vină, te rog frumos, acolo unde e gaura și aruncă-mi și mie târnă copul jos de lângă. Doar atât a târnă copul. Eu am bubuit. Ai aruncat? Mersi frumos. Haide că eu fac căul. Măi, e nebun ăsta, mă, de jumătate de oră cere admin și nu mă lasă pe. Zic că în limba mea admin înseamnă bani. Nu, i-am explicat eu înainte să începem să filmăm, că pe serverul ăsta și Chuck Norris. Trebuie să-și merite adminul. Da, să-și arate să-și meritul merite. Pentru admin. Ba, noroc că mai am. Bate un creeper la ușă.
Wow, cineva de wake-up. Terry, bagă-mă și pe mine. Cine-i? Cine te strigă? A, pe TeamSpeak, presupun. Da, nu, că filmul. La cine era? Terry, A. administratorul de pe Techit. Aha. Mai din partea mea poți să-l bagi. Păi nu, dar din partea mea nu poți să-l bag, ai idee. Ei! Ai, e Cine-i, tamă? Bachena. Bachena. Salut, Bachena, Băi, no Bachena, vezi că comment. filmul dacă îți dau două palme. Bachena, bun venit în episodul 8 din Pawncraft. Fără Ah, să vreau, a da, intrat. da. Hai, nu rog, okay. Eu După cât vă... ne-am rugat de tine să intri, Da. intri De acum. acum te-am prins, fraiere. El este nu bun, care vorbeam noi, ne-am dat episoadele. Da. Am, Vei. glumesc, glumesc. Bulangiu ăla Băi, care nu gata, nu vrea mai să... face niște el, că e tovarășul nostru. E, Da. într-adevăr. A jucat și el înainte Minecraft, dar acum s-a bulangerit. Da, S-a dat și... pe FIFA 13 și pe ce mai joci? FIFA, în general, dar Fier, totuși... fier, fier, am găsit și Uite, fier. mă joc chestii de băieți mari. Tu la aia Cum? 15 ani, te joci chestii de băieți mari. Da. am vrut să... Ca să nu se simtă machina neglijat și ca să nu aibă impresia că suntem nesimțiți, o să spun că Bachena mi-a făcut, mă rog, a făcut background de pe canalul nostru de O, YouTube. că l-am lăudat odată, mai lasă-l, gata, că-i se urcă la cap. Lasă-o, mor, mor că sunt în apă și mor. Te urcă mă la cap dacă te laud așa? Emi, Da. mi-a arunci și mie, te rog frumos, niște mâncare. Dar am făcut... Tu poți să ajungi acolo, mă. Unde? Uite-mă. A, lol, Uite-mă și cum sus ajunge și până aici cobor prin sus? apă. A, lol. Ok, dă-mi și mie niște mâncare înainte. N-am. Pilifo! Da. Vezi că vin. Dacă ajung până acolo cu trei inimioare și Uite, cu... fier, fier, am găsit fier. Dar Dacă... chiar, la ce nivel suntem? La 27, tot mai avem de coborât. Lavă, lavă, am găsit lavă. Ok, haide că urc și eu acum sus aici. Lol, dar stai că nu știu pe unde ies de aici. Emi. Ai găsit coal? Da. Hai că-ți arăt eu cum Hai ești frate, aici. veniți cu niște pietre încă asta, îmi fac un cuptor. Aha, gata, am găsit. Am găsit, Emi. Păi, Pilifo? Da, te ascult. Scoate-i, te rog, niște mâncare din chest, repede. De unde vezi că mâncai din Vini chestia? fomangiu. Vine omul cu foamea în gât, nu mai am viață decât două inimioare și copănele deloc. Ia copanele să-ți fie. A, că Hai. nu mai ajung până acolo. Jucați versiunea 1.42? Da. Da. Review la 1.42 chiar. Bă, ce Ok, să sar uite jos. aici, ia de aici, Florin. Stai să văd dacă apuc. Aha, mâncă morcovi. La fix. Zici că și iepure. Zici că sunt What's iepure. up, Doc? Da, aia vreau ce să zic. Am un țânțar lângă mine, mă, nu mor drăciile Ok, astea, Pilifo. mănânce acum. Da, te ascult. Un târnăcop de fier, te rog frumos. De fier? De unde îți dau fier? Uită-te în spatele tău. Ok, tu ai adus fier, dar este de la cuptor? Cu ce vei să-l coc? Of, vrei și coal? Da, nu poți Da. să faci cuptorul din coal simplu, mă. Istețule. Dar din ce poți să-l faci? Nu, pot să-l fac eu, am piatra aici. Poftim, Pilifo. Patul cu alta. Uită-te Hai în că vine eu cu mai spatele mult, tău. mă. Nu, no, uită-te acum. A, 26. A. Dă-te. Și ai zis să-ți dau, să-ți fac din fier, nu? Da, Bun, într-adevăr. acum la copt. O, s-a făcut și lumina. S-a făcut lumină? Aici e încă întuneric. Bă! Au. Scuzați limbajul, dar ieși afară tu și ceapa ta. Ui. Ok, stai să mă închid eu aici toate site-urile, toate messenger-urile. Așa. Așa, stai că nu mai știu prin unde am venit. N-ai slash home? Nu vreau să fac prostia asta. De ce? Ca să văd prin unde am venit, să știu să mă Ah, întorc gata. înapoi. Am înțeles ideea. Set home, parcă era, nu? Set home. Da, este scris slash F, spațiu home, că avem home la facțiune undeva Undeva în mai afară. orășel. Da, în orășel, da, mi-am pus aici. Ok, ai făcut târnăcopuze? Nu, nu încă, că nu s-a copt ăla. Sunt 5 lingouri aici. S-a copt? Foarte tare, frate. Ok, ce să-ți fac Hai în că acop? vin eu cu 20 de coal.
Dar știi că nu poți să-ți faci decât unul singur. Da, un târnăcopfăn. Hai că vin eu cu fier acum. Hopa, 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 tropa, un casul nou. Vrei și o lopată? Lopată nu, niște torțe. La ureche poți să-i dai. Imediat îți fac acum niște torțe. Ia să mă duc să mai minez. Măi, totuși nu știu de cât timp filmăm. Emi, ai idee? Nici cea mai vagă idee. Superb. Păi uite, dar nu mai avem lemn? Nu mai scot acum jocul de pe full screen. Ok, haide să vă dau cine vrea toate. Eu. Dar știi ce putem face? Ia, de aici 10 tu. Îl putem decupa. 10 tu. Ia 5 tu și 5 tu. Să tăiem la editare. Nu răspunde. Nu răspunde, ai auzit? Nu deci răspunde. N-am răspuns, gata, n-am răspuns. Auzi? Auzi mă, dar tu cine te crezi? Cine? Mircea Badea? Adică? Adică? A, numai eu eram live care numai, îmi sună telefonul. Numai lui Mircea Badea îmi mai sună telefonul în timpul meu. Deci, mai a trimite și SMS-uri în timpul programului. Da. Chiar îmi place Mircea Badea. Da, știu, cui nu îi place. Până și lui Bachena îi place, dacă nu vine să credeți. Așa, hai că m-a găsit fier. Și cărbune sau ce dracu fi ăsta. Așa. Ce vrei să facem, Furens? Nimic, deocamdată am să fac niște cartofiori. Yes. Am pus niște cartofiori. A, apropo, Pilipo, trebuie să-ți dăm și ție. Am făcut rost de Devscape pentru versiunea asta. Corect. Yeah, was perfect. I l-am dat lui Florin. Da. Ce repede s-au mișcat băieții de la Devscape. Da, și cei de la Bookit s-au mișcat repede, sincer. A apărut jocul acum 3 zile, ieri nu era Bookit-ul, dar astăzi era Bookit-ul, dar e development încă. O să aștept versiunea stabilă. Poate, dai. Așa. E, cartofi, cartofi copți, e, 4 cartofi copți, am luat și am fugit. Filipo, vezi că să iei cartofii copți din cuptor. Acum am te-a luat. Te-am zis așa pe idei, mai. Au, ce urât ți-au auzit, aia. Cuzați. Ce? Am șâșuit din greșeală. Greșeala mea, îmi cer scuze. Ai, frate. Nu se poate. Ce ai pățit? Cumpul nostru coleg. Am coborât pentru ceva și am făcut altceva. Numai Pilifo poate să facă așa ceva. Da, e... Da, bine. E clasic. E am clasic Pilifo. Am coborât după niște slab-uri. În loc să fac slabs, am făcut... Gard. Ok, aveam și nevoie și de gard. Okay. Apropo, putem face gard mai nou și din pietri, trebuie să anunțăm jucătorii. Super, așa, trebuie să vedem cum ajung acolo. Mai întrebeți două bucăți de gard. Bine. Se mă nervează grief prevention-ul ăsta, că îmi pune niște LED-uri pe aici. Te nervează? Eu nu văd niciun LED. Numai mie îmi pun, că doar eu le-am am făcut zona. Am pus un chest din cauza aceasta. Așa. Trebuie să vedem cum facem grief prevention cu... Bă, dacă lopata. N-ar fi oameni simțiți, n-ar mai fi nevoie de plugin. Da, ai dreptate aici. Și dacă n-ar mai fi oameni neglijenți, n-ar da, mai mă, fi nevoie de shift. Am zis eu nesimțiți direct. Mă refeream la shift, mă. Au inventat ăștia shift-ul pentru oamenii care nu sunt atenți. Dar care e faza cu shift-ul? Să nu poți să cazi, frate. Nu mai eu pot să cad, eu sunt șmecherul care cade tot timpul. Interesant, două uși. Așa, hai că am mai putut pizea aici, nu putut. Răzvan. Răzvan, treci la masă. Răzvan. Deci asta o să fie cel mai ciudat episod pe care l-am făcut vreodată. Da, da. Eu șâșuit, moldovinieștii. Bachena care intră.
intri pe ascuns și acum atace ca mortul. Da, e mai timid el, nu înțelegeam. E cu shift-ul cu astea. Cu shift-ul, e cu shift-ul. Da. Ok. Ce-a pământ, bă? Ok, hai să vine băiatul acasă cu materiale. Și eu trebuie să ajung cu materiale imediat. Că am o grămadă de coal la mine. A, shark coal, un nou item. Nu știu cum îl faci, de unde îl iei. Dar ce face ăla? Nu știu deocamdată. Nu a făcut nimeni o versiune, de fapt un wiki pentru el, deocamdată. Și asta aștept. Dar cine știe, poate în viitor, pe băiat? Vom avea. Ia uite ce frumoasă e teara asta. Da, deci noi avem probleme cu materialele și Pilipul face terasa. Da, eu am o pasiune. Dar ce treabă are el cu materialele noastre? Da, corect. Eu am o pasiune pentru a construi case. După am găsit un paianjen. Dar paianjen. Paianjen? Mai. Da. Lavă, ce era să cadă în lavă, țarapa. Știți ce lipsește din episodul ăsta? Da, ce lipsește? Bunul meu vecin care dă găuri. Păi taci, mă, nu lasă, ține la casă pentru tine, nu mi-l aduci mie. Noroc că e duminică. Vai, da, chiar așa. Terasa al dracu. Lăgem, ce faci la mine? Ce fac? Da. Din câte mi-aduc eu aminte, noi deja am săpat aici o groapă când ai apărut tu. Care tot deschizi, mă? Eu am făcut... Ai pus și tu niște torte în casă. Ce frumos arată ca tot fi prezis. N-am pus, nu că nu am. Stai să-i văd și eu. A, bam, tăție. Uite acolo. Da. De cine ai zis iar copți. Da. Băi, m-a aruncat un arcaș jos. De unde-i tragi, mă? Mamă, fii atent unde m-a adus. Emi? Pătățică. Haideți să săpăm amândoi în jos. Lasă-mă că e mor acușa. Am murit. Amin. Unde ții să alea ca să vin eu să le iau? E-s jos. La fundul lacului. I-am luat. Alinat? A, ai dat slăși. Da. Unde da. Dar nu toate itemele. Unde mi-s restul de itemii? A bubuit ăla fiate și mi-a bubuit și itemile, nu se poate așa ceva. Deci asta e imposibil. Nu le vezi. De ce să nu le văd? Așa sunt făcute de la plugin-ul acela, nu lag. Dar nu merge plugin-ul, l-am scos. Ah, dar sunt tot acolo, îți garantez eu. Da, poate să vină cineva la mine? Adică? Să încerci să-l ia? Stai că nu știu unde ești. Dar de ce nu încerci tu să-l iei? Că nu le văd? Păi mergi și pe acolo, plimbă pe zona aia. Deci mi-am luat câteva itemii, doar puțini, foarte puțini. Și mai mult mi-am luat... ăsta, cum îi spune... A, stai că te-am găsit bine acum. Pe aici erau, li vezi? Da, nu văd nimic, hai că aici e un zombie. Și n-am, băi, și-am pierdut coalul grămadă, mă. De ce nu dai slashback? Am scris și nu mai e nimic. Ei, s-a întâmplat, dacă ți-a bubit și al doilea creeper, s-a dus itemele. Da, erau doi creeper de aia, frumos. Ah, hai să nu am nimic la mine. Și nu poți să-i dai când una. Nu? M-am dus acasă? Ușor? Ok, asta e, aspectul, nu vă face o problemă. A pierdut, ok, auzi ce a zis, să zicem că ai pierdut, nu că... Pentru că eu știu să mă descurc. Am văzut ăsta, da, știu. Ce vrei să spui? Oh, nimic, om, stai neștit. Da. Ei, futu ceapa mătii. Creeper în spatele casei noastre, fugi! Fugi în casă. Păi fricos ești.
N-am nimic la mine, cum să nu fii fricos. Și ce eu ce am? Ai de toate. Nu, tu nu ai căier, de-aia nu-ți e frică. Corect. Și asta și sunt și rude cu Chuck Norris, am mai spus. Da, cu... Mini Norris. Ia uite, Amy, uite în spatele tău un pic. Stai puțin, dă-mi puțin... Nu mai ai lemne? Nu mai sunt lemne? Nu, sunt la mine toate. Mai vreau și eu. Ai făcut apă? Aud Paianjen aici sus. Nu. Aud Paianjen pe casă. A, pe casă, da. Nu avem casa luminată deja. Pune câteva lemne în chest. Imediat. Câte ai nevoie? Pune câte aici, nu contează. Pune câteva să-mi fac câteva item înapoi. Așa, mersi. Ia, vino, vino puțin aici, Amy. Stai puțin. Ce nu-mi place apa asta. Așa, și ce mai faceți? Eu construiesc bucătăria. Emi? E aici, încearcă să-ți construiesc o armă. O armă sau ce încerci să faci? Iteme. Acum am fac câteva torțe. Stați să fac ceva, să scap din lagul ăsta. Și cred că îmi pun textura pe default. Gata, mult mai bine, much better. Așa, zi Pilifon. Ia, ce părere ai de... Aici, ok. Mai înalt puțin, dacă faci, era mai bine. Nu merge. Dar e frumos. Ok, coboară jos. De ce nu merge? Că e zi... În ce mă împinge? Iată, eu merg singur. Ei, vină acolo. Da. Aici e bucătăria? Da, aici trebuie să le arătăm. Facem primul tutorial. Camară. Pe 142 cu frigiderul. Okay, mai creeper-ul. Frigiderul. A, ideea mea. Trebuie să-l pun. Gata, l-am omorât. Altul. Lasă-le acolo, lasă-le acolo. Da, e până m-am uitat la el, știi? Și atât îl văd cum sare de aia. Da. Și urlă, altul. Dar n-am zis nimic, am tăcut, știi? L-ai tăcut, m-ai lăsat să mor, da? Prietenul la nevoie să cunoaște. Corect. Dacă nu-l cheamă pe Lico. E că am fugit în mine, apoi să mă duc să recuperez, că am găsit acolo. Și eu să acopăr. Redstone. Redstone. Da. Păi? Păi te-am găsit taur. Da, nu, zice Redstone momentan, când avem nevoie. Momentan. Jambaleu. Așa. Ei, să mă gândesc cum voi face geamurile la casă. Cu sticlă. Da, ok. Plan. Evident că cu sticlă, dar mă gândesc la design. Sunt pretențios la design. Pretențiosul. Era să spun acum ceva, dar mie că se supără cu lifa. Păstrează-ți ideea pentru tine. Ce-ai închis aici apa? Pentru că mă enerva și pentru că erau niște... Au, păi Angelule, păi Angelule. Lasă așa.
Lasă că mor. Mamă, câtă groapă ai făcut aici, cred că mor. Păi era fier Cauza acolo. ta. Dar groapa. A, m-am murit. Poți să ieși? Da, lasă-mă că am găsit și. Lasă groapa aici așa. Am lăsat o deci groapă. Pot să vă zic că în clipă mi-a băbuit toate itemele și mie. A fost doi. Eu ți-am spus, uite, asta este. Nu mai am pic de lemn la mine. Nu avem deloc. Așa e. Mai, o să mă dă după alea. Lasă așa, să ne fie mai ușor să mergem, că e mai ușor pe usca decât prin apă. Ei, mi-ai niște betișoare? Nu. Hai de cap, bă. Cea mai proastă veste, nu? Da. Care umblă bulbucești pe aici prin apă? Tu? Nu. Așa. A, idee genială. Sparg din casă ca să fac... E mai bine acum, nu, Emi? Da. Hai să găsim aici resurse unde fugit. Uite aur, uite aur, uite aur. Cum trece da, aurul pe lângă pe Florin? L-am văzut doar că vreau să ies afară. Ok. Cât avem din filmare? Da, aurul nu merge. A, nu am fier. A, să-l așa. Am fier. Lasă, am eu. Ok, o să anunț că din episodul ăsta vom... o creeper nu bubuică fața. Vom juca și offline. Pentru a putea face din ce în ce mai multe chestii, pentru că așa online în câteva minute nu prea ești arăți. N-am bubuit, stai liniștit. Ah, mă, bine. Eram după zid. Ah, ok. Pune-și tu niște torțe pe acolo, mai mult ca sigur o să găsim ceva interesant pe acolo. Doamne, ce-am găsit eu deja cu an. Ia azi. Am găsit cam peste tot. Ideea e că noi nu trebuie să urcăm, trebuie să mai coborâm, da. Păi stai să adunăm mâticele la suprafață și mai coborâm. Spun eu. Eu, băieți, m-am dus după lemn, că... Din păcate am pierdut o lemnă. Bine, n-aveam mult, aveam un stack. Așa. Ai mai găsit ceva interesant în coloie mei? Pe că am dat strâng cu alu, că l-am găsit. A, uite, mai găsit niște fier. Bozuleau, că sunt în apă. Ce ai găsit? Fier. Da, era un... L-ai luat? Da, era un cub de fier. Doar unul? Da. Și dat. N-ai cum, mai spage pe lângă el. Hai că mă duc eu, sunt închid apă. Îți garantez că mai găsești. Ok, Amy. Ce prostie am făcut. Mamă, ce prostie am făcut. L-ai cunoscut pe fier. Nu s-a auzit, nu? Că ai căscat? Nu, am zis că... A zis nimic că a făcut o prostie. Și am zis că te-a cunoscut pe tine. Nu am putut abține. Ok, hai că eu ies până la suprafață. Nu vreau că nu vreau să mă ajung din nou. Cu viața tot așa la mine. Auzi un schelet. Nu pot să arunc cu săgeți în el? Din păcate nu. Da, o să fiu nevoie să dau slash. Om. M-am spart aici, în jur și degeaba. O, dar ce de lume pe server? Am văzut și eu. Sunt încântat. Aia, oricum o să lăsăm și serverul acum, de data asta, mă rog, de acum încolo. O să las și serverul în descrierea videoclipului. Că până acum ai uitat. Da. Îți ia fulele. Te-ai rugat să faci și tu chestiile alea. De termin episodul îți apare două imagini, două butoane. Către episodul anterior și următor. Taguri. Da, dar nici până acum nu l-am făcut. De fapt se numesc adnotări. Adnotări, mă rog. Cartofii copți bănuiesc că se pot mânca. Da. Este. Încearcă, de fapt. Ia vezi, mori. Îmi dă 3 copanele, am impresia. E perfect. Așa, versiunea asta nouă, ce am uitat să zic și ce vreau să zic și am pierdut. Putem face pumpkin pie. Care îți dă 4 copanele de viață. De fapt, de hungry, ca să zic așa.
Auzi, mă, dar acum văd, voi sunteți buți? De ce? Ce ai, mă? Vreți să cu casa fix lângă spawn? Nu. Păi cum, spawn-ul, uite aici. Nu, nu e spawn-ul. Ba da. Nu, nu e. Spawn-ul e la 100 cu 20 cu 100 cu lifa. În ce, chiar aici, chiar în spawn sunt. E, probabil. Nu e cel care am construit noi? Unde, măi, unde ești? Lasă cam să-l mut. Fix la 5 metri de lângă noi. În ce direcție? Prin junglă. Prin junglă? Da, eram de copac și văd o căsuță acolo frumos făcută. Zic, wow, al cui designul ăla? Și când mă uit designul meu. Asta e slash tpa pilif. E mai ușor așa să vin la tine. Păi că zau acum accept. Ah. La cât spuneați 13 picioare sau 12 picioare? 12 picioare, 13 cap. Și cum îți dai seama care e la picioare și care e la cap? E în paranteză. Da. Ice. 14 pe cap. Trebuie să mai sap una. Așa, unde e spawn-ul pe lipă? Uite-l în spatele tău. A, lol, da. Te ajut? Spate destul de repede. Da, oricum n-aveam cu ce să te ajut, n-am topor. Mamă, trece repede, te miști. Nu? Da. Dar de ce te miști așa repede? Așa sap eu. Dai, pardon. Ghiciți ce am găsit, diamant, diamant. Dar vezi că nu poți să-l iei dacă n-ai terminat cop de fier. Dar lasă așa, lângă răjdesc frumos. Da. Ce nume ai? Acceptă. N-ai terminat cop de fier? Nu. Uite, ai Florin, vine după tine. I-am dat accept. Dar dă-te de lângă mine. Și-l puteți lua, câte ai găsit, o bucată sau mai multe? Care, că-s vreo 4. Ah, foarte tare. Sapă, nu-l consumați. Hai că sapă aici, tu sapă, fă-ți acolo culoar. Că nu-l suntem consum... la 16, la 12, nu-l consumați pe armuri sau pe alte chestii. Okay, faceți mai întâi unelte de săpat. Da. Tu mergi așa încolo, pe un rând. Și eu da, stai liniștit, eu știu replica. Okay. La ce diferență de rânduri faceți săpați? Da, vezi că trebuie să facem cu un rând, nu cu două. Da, pe nu, un cu, rând. Cu două între voi. Cu trei între noi, ne-a zis Matei. Ideea e că nu săpăm vis-a-vis unul de altul. Ia uite, lapis lazuris. De fapt e lapis lazul, te încrești eu. Cum? Lapis lazul. Lazuli. Nu, lazul. Lazuli. Alol, de ce am băgat eu... E lapuli. Emi, vreau să mai dau un teleport acasă. Mi s-a spart topul. O să dau înapoi teleport la tine. Dar poți să-ți setezi mai multe case, dacă vrei să știi. Cum pot face asta? Slash, set home, spațiu și numele. A, lol. Și după aia când te teleportezi, scrii slash home da, și numele. Da, da, da. Ok, de accept. Ok, slash, set home. Diamante. Da, error, you cannot set more than one home. De lasă că am setat eu. N-ai privilegii de a seta mai multe case. Dar poți să setezi home-ul acolo și facțiunea de la... și e, casa de la facțiune să fie acasă. Și dat. Redstone. Dar nu te duc pe mina mea că te sparg. Nu sunt în mina ta, sunt în mina mea. Oh, avem un infectat la casă, să vezi ce e lupul ăsta de acum. Eu îs, mă. A. A, eram în ce repede a sărit. Scuze-mi, eram în mine. Păi, eu sunt aici. Hai că am setat casa la facțiune aici. Am adus 2-4 stack-uri de 64 de... Ok. A, nu mai avem loc în ăla, nu? Nu. Imediat facem un loc. De redstone. Stai ce că iau eu. Eu am asta cădea ceva pe mine. Cădea. Okay, cădea, da. Cred că ar trebui să terminăm. Ok. Nu? Eu așa zic. Păi noi continuăm așa și venim cu episodul următor cu cele noutățile din din Minecraft 4.2 ca să le vedeți. Să-l vidieți, că așa eu sunt moldovian. Da.
să le ghidiez. Știi ce lipsește? Noi vi le-am prezentat așa, oral, ca să vă spun câteva chestii micuții, de verbal, exemplu... Verbal, oral. Tot aia. Dar și oral, tot aia. De exemplu, hai să vă mai spun câteva iteme, o să trișez puțin și o să mă bag puțin pe game mode. Păi se cheamă pe Florin de tine ca să le vadă share. Dacă tot trișez până la capăt. Nu, le spun doar așa, am zis oral și le prezentăm data viitoare și cum să fac. Așa, deci butonul din lemn vi l-am arătat, presupun că Florin l-a creat ca să vedeți da. Cum a fost făcut. Sandalul, adică șaua pe care o să o punem pe porc și cu... Stai o secundă, tu ce ai pune o șa pe porc? A fost să călărești porcul în versiunea asta și a făcut undița cu un morcov ca să poți să te duci cu pointerul, să-l ghidezi, să ducă porcul exact unde vrei tu. Și merge de 3 sau 4 ori, mi se pare, mai repede decât barca. Adică este foarte rapid. Da. Are un reactor în cur. Deci cu porcul la vânătoare, da? Așa. Ca și mâncare, ce este nou. Golden carrot, adică morcovul din aur, este, pumpkin pie, poisonous potato, adică cartoful otrăvitor, cartof copt, cartoful și morcovul, care vi le-am arătat unele dintre ele. Ca și iteme, deocamdată mă refer la grifat nimic. Nici la armuri. La armuri. Armurile din piele pot fi colorate în versiunea asta. Nice. Cum coloram lână, cu aceleași culori putem colora și... Pielea. Pielea. Câinele la fel putem să-i punem, știți că după ce le dați oase mai multe la un câine și devine dresat, ca să zic așa, adică din lup devine câinii. Primești o bandană la gât. O bandană la gât pe care poți să o colorezi. Nu știu dacă la 1.3.2 mergea, dar am observat la un alt review făcut de cineva că poți să colorezi. O grămadă de poțiuni noi, foarte multe poțiuni noi. Un material numit charcoal, care nu știu de unde le-ai deocamdată. Băi, idiotele. Creați un boss, am să vă arăt cum se creează boss-ul, așa, puțin cu game-ul. Dar nu aici, în altă parte. În apă am să-l creez. În apă, că nu dă damage în apă. Da, după ce creați boss-ul, când își regenerează viața, adică când se creează boss-ul, ca să zic așa, el explodează. Și ca să nu facem damage foarte mare pe hartă, să nu regenerăm hartă din nou. Avem protecție. Da, avem și protecție, dar nu știm dacă avem protecție pentru chestia asta acum. Am înțeles. Ok. Boss-ul respectiv, după ce îl omori, îți dă un Nether Star. Așa... Care nu știi momentan ce face. Da, nu știi momentan ce face. Da, chiar așteptăm răspunsurile voastre, poate vă pricepeți. Da, în comentarii. Da. Dacă ați găsit câteva review-uri și ați înțeles ce fac anumite iteme, puteți să-mi spuneți aici și cum le faceți, astfel încât să pot să fac acel wiki mai repede. Da. Mulți mobi noi. Auzi? Veți fi de mare ajutor. Contați pe noi, Pawncraft. Decât să lase comentarii cu explicațiile. Nu mai bine trimite frumos un mail la minecraft.rompaundin.ro. Nu am făcut încă mail-ul sau l-ai făcut Pilifa? Îl fac eu acum, dacă e. Fă-l tu acum și trimite-ți atunci un mail la minecraft.rompaundin.ro. Eu am să-l verific. Și hai să mai continui pe lista de itemii. Anvil, adică o, cum să-i spun, traducere. Zi Florin, ajută-mă, stă pe limbă. Nu știu la ce zici tu anvil. Dar zi-mi ce înseamnă la tine anvil. Păi nu înțeleg ce vrei să spui. Adică nu știi engleză, am să zic. Nu știu engleză, nu înțeleg cuvântul. Să scrii anvil. A, nu știu. Cum să spun eu, este... Ați văzut în anumite filme vechi clasici, de exemplu, filmele cu Ștefan cel Mare. Amă, dar ce-i dacă cu filme cu Ștefan Mare? Ăsta se zic la filme porno, Florin. De fapt, din epoca de fier, ca să zic așa, sunt anumite... cum să pe limbă? Nu știu, m-am încurcat rău. Mă rog, în fine. Nu mai râdiți, mă, că-i nașpa.
Ia Panamadu! Dar ia du-te pe Lifo dacă tot ai poți să-ți scoți Minecraft. Ia du-te pe Google Translate și trădolea că e în vil, că-mi stă pe limbă. Imediat, acum mă duc. Păi dacă poți să bădă și nu poți băga jocul. Așa, trec mai departe până vine pe Lifo cu traducerea. Item frame, adică... Ok, zic cum zice. Anvil. Anvil. Ce mă traduceți? Nicovală, mă? Nicovală. Nicovală, frate, așa, am stătea pe limba. Uite, Bachena, știe, mă, Bachena, bă. Bachena, dar tu de ce tăceai ca mortul, mă, tu zgura ta? Că-i bulangiu. Așa, o nicovală cu care poți să-ți repari itemele, toate itemele, inclusiv armură, inclusiv absolut tot, și să le redenumești. Pe Bachena, îl poți repara cu nicovala? Nu, 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 deci nu știu dacă există ceva pe lumea asta care poate să repare pe Bachena. Ai auzit Bachena? Okay. Așa, revin la item frame. Da, este o fotografie, de fapt, o ramă în care poți să-ți pui un item și să fie un item pus în ramă, să-l pui pentru decorații, un flower pot, un ghiveci, de pus flori, poți să pui orice floare, poți să pui eu. Da, calmează-te, gata, amulește-te, e prea mult. E prea mult pentru toată lumea. Bine, atunci, continuăm data viitoare. Data viitoare. E prea mult strică, da. Ok, hai să fac eu. User disconnected from your channel. A plecat Bachena, să sperăm. Da. Ok, hai să facem o încheiere ca la carte. Bine, vin în casă, vin în casă, stai puțin, sunt în casă. Dau refresh. Nu, stai că fac eu de aici. Gata. Mai pe scurt. Eu așa cum du-te mă de aici, Lifo. Eu încercam să fiu serios. Ia să vezi. Ok, deci, unul la mână. Dacă ați găsit iteme noi și dacă știți să le folosiți și așa mai departe, trimiteți un mail cu, nici nu știu cum să zic, descriere. Detaliile. Cu detaliile. Itemul da, relativ la Minecraft aroundpounting.ro. Așa. Și vă așteptăm pe minecraft.pounting.ro, pe gamertv.ro și pe pounting.ro, nu? Fac o paranteză, pe minecraft.aroundpounting.ro ne puteți trimite un mail cu orice întrebare despre Minecraft și dacă am trecut... Dacă avem soluția, vă ajutăm cu mare plăcere. Da, exact. Dar, atenție, în general, mă și interesez ca să vă aduc soluția cât mai rapid. Și în cazul în care Emi nu știe să răspunde, Google is your friend. Și puteți pune orice întrebare și aici să facem ca orice vlogger, ca așa se numește, ca orice vlogger, și nu, răspundem la întrebări în episoadele noastre. Facem o foarte frumos, îmi place, da. Foarte frumos. La sfârșitul sau la începutul episodului și răspundem la întrebările voastre din mail. Dar să nu puneți întrebarea, pot să primesc admin. Răspunsul vine da, tot timpul. Exact. Marș! Hai să fim puțin serioși. Admin o să primească cei care sunt activi pe server. Eu sunt și activ. Se pricep foarte bine la Minecraft. Da, eu sunt activ. Bine, Florin e pasiv, dar asta pe partea doar. Ok, hai, facem încheierea. Bine. Stai o secundă. Pilifo, eu sunt pasiv și tu ești activ? Da, deci eu te fut în cuie. Nu, eu stau și tu. Hai, fără prostii de acum în episoade. Asta e okay. Ultimul episod în care admit așa ceva. Ok, bă, că mi-aș pula bine că nu mă mai las asta să vorbesc curat. Băci, ai noroc că ești în facțiune, că îți dădeam o lamă la ureche. Ok, asta a fost tot. Emi? Pentru astăzi, numele este Pilifo, alături de Florin și de Colocaus. Emi. Vă salutăm. În episodul i-am zis Emi. Mă rog, craftare plăcută. Este Colocaus, da? Da. Craftare plăcută. Ue, tschüss! Ciao. Tschüss.